Hello, drăgușorilor, ce mai faceți? Astăzi sunt împreună cu copilașii. Mergem să cumpărăm decorațiuni de Crăciun. Și încă 9 nizi. Și da, și afară e foarte soare. Știu că încă e de vreme, 22 noiembrie astăzi. Anul trecut sau acum 2 ani era zăpadă. Anul ăsta nu. Acum 2 ani era zăpadă. Băi, chiar dacă e soare afară, e frigut tare. Adică mi-a înghețat nasul. Și ei cred că la fel. Mi-a înghețat moacă. Da. Hai, pune soare aia, nezoule. Te rog. Da, și eu am ajuns acasă în sfârșit. Avem multe, multe ornamente. Oricum nu mă satur cu atât. Cu siguranță o să mai fac o tură. Dar mai târziu. Să înceapă luna decembrie. Probabil vă mirați, nu știu. Vă uitați ciudat că încă nu-i luna decembrie și eu am cumpărat chestii de Crăciun. Dar pentru mine atât Crăciunul cât și Halloween-ul nu reprezintă doar sărbătoare de o zi, două. Pentru mine reprezintă un sezon întreg, o lună. Deci, de asta sunt așa, ca un copilaș. Să începem. Eu acum o săptămână jumătate, cred, am mai făcut o tură de cumpărături de Crăciun. Nu au fost multe, foarte puține am luat și o să vi le arăt astăzi. O să vi le arăt pe cele din Kaufland mai întâi, pentru că de acolo am cele mai puțintele. Da. Am aceste lumânări. Au și baterii de schimb. Nu le-am desfăcut, nu știu dacă au deja puse. Am luat aceste cu roșu, mi-au plăcut foarte mult. Și acestea cu argintiu. Sunt super faine. Nu mai știu, cred că au fost 5 lei. Una, 5 lei cealaltă. Nu mai țin minte, sigur. Oricum, foarte cute. Un vârf pentru brad. Acum sper să stea în vârf. Cred că tot 5 lei au fost și ăsta. Foarte cute, îmi place foarte mult. Nu sunt adept auriului, dar uneori când e vorba de Crăciun mai închid ochii. Da. Oricum, vârfuri de braz o să mai iau eu. Acesta mi s-a părut super, super cute. Având în vedere că are asta chestie, cred că este cu LED, pentru că pe dinăuntru, ia, uitați, are o mică lumânare. Și cred că se va aprinde. Multe le-am luat pentru că vreau să-mi schimb camera. Să-mi scot cele de Halloween și să le pun pe cele de Crăciun. O să mă despart cu greu de ele pentru că ador și Halloween-ul. Dar asta este. Le voi pune anul viitor. Astea sunt patru cârlige cu moș Crăciun. Le-am luat că nu știu. Cred că ai putea prinde poze dacă pui pe o sfoară, pe o ață, pe ceva. Sunt super cute, da. Drăguț, au fost mai multe modele, dar eu i-am ales pe cei cu moș Crăciun. Și un ultim lucru, ce mi-a plăcut foarte mult, este acest borcanel. Nu știu, poți să pui fursecuri, bomboane, nu știu ceva, ce vrei tu, dar e foarte cute. Da, mi-a făcut această steluță, dar și această fundiță. Nu mai știu dacă ăsta a fost 10 lei. Dar e foarte fain.
Are acest căpăcel care... Are cauciuc, silicon, nu știu ce ăsta. Plastic. Deci, dacă îl întorc, nu cade. Super. Am terminat cu cele de la Kaufland. Trecem la cele de la Kik. Am aici, așa. Multe, multe. Bine, de la Kik nu am luat chiar atât de multe ca de la Pepco, dar sunt mai puține și mai scumpicele. Bun, hai să începem cu acest cerb. Sora mea l-a vrut foarte mult. Dacă era pe mine, nu l-aș fi cumpărat, dar e foarte cute, foarte drăguț, cu sclipici. Și are acest puf la gât. Parcă vedetă pe podium. Stai așa în picioare. Acesta a costat 8 lei. Era și pe auriu, dar după cum am zis, nu sunt adept auriului. Mi-am luat un șorț de bucătărie. Pentru că surorii și băiețelului le-am dat pe alea de la Oriflame, care sunt din bumbac și tot așa, cu niște cerbi foarte faine. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, uitați-vă la unboxing-ul Oriflame. Și pentru mine nu mai aveam și am zis să-mi iau cum l-am văzut, l-am și luat. Acesta a fost 10 lei. Sincer, o să fiu, mi se pare puțin cam scumpicel, dar haideți să-l desfacem puțin. Deci cam așa arată. Și asta care vine după cap. E foarte cute. Și grosuț. Este un brăduleț. A rămas clipiciul încrăștiat pe aici. Este cu LED. Am aici depus baterii. Doar că am avut eu puțin ghinion în Kik astăzi. Pentru că în momentul în care am dat această chestie la scanat, a căzut asta, s-a crăpat și am mai pățit eu mai multe. În fine, hai să-l scot. O să mă umplu toată de sclipici. Așa este. Oh, de ce sclipici? Cade sclipiciul. E foarte cute. Ia să încerc să-i pun și baterii. Da, deci cam așa luminează. Ce părere ai, Lala? Mă, ce tare! Wow! Îți place, mami? Da, trebuie să-i smulg chestia asta. E foarte cute. Bine că și perdeaua din spatele meu e roșie. Nu știu dacă o să distingeți. Dar e foarte frumos. Și îmi place. Acesta, nu știu dacă am zis, a costat 20 de lei. Inițial n-am vrut să-l cumpăr, că am zis că nu vreau să iau prea multe chestii scumpe, dar n-am tot mă obțin. Singura ghirlandă pe care am putut zic că am găsit-o mai ok. De argintie. Aceasta a fost 2 lei. Nu știu încă unde o să o agăț, dar e drăguță. O să vreau să-mi schimb pe perete acea poză de paianjen pe care am făcut-o din nață și o să vreau să fac un brad, un pom. Dar n-am găsit beteală, ghirlandă verde, n-am găsit deloc. Cute. Cum aș arăta cu părul așa? Am crezut că sunt cercei, dar nu sunt cercei. Sunt niște pampoane pentru lucru manual. Îți poți face cercei din ei pentru că au niște găici de agățat sau lănțucuri sau ce vrei. Aceștia au fost 2,50 lei. Sor mea și le-a ales. Sunt fluffy, sunt interesante. Am luat un set de mini căciulițe de Moș Crăciun. Mi s-au părut super cute. Nu știu unde o să le folosesc. Cred că o să le pun fantomițelor statui pe care le-am deja, să le pun aceste căciuli. Combin Halloween-ul cu Crăciunul. Acestea au costat 4 lei și sunt 4 căciulițe. Aici am luat niște globuri cu LED. Are 2, 4, 6, are 10 globuri. Au costat 10 lei. Nu-l voi desface acum, dar cred că îl voi pune pe perete. Și acesta este tot cu baterii, dacă nu mă înșel. Da, tot cu baterii. Și drăguț. Erau și gri simple,
tare am vrut și în combinație cu alb. Sunt foarte cute. Mi-aș fi dorit să fi fost totuși alte culori. Încă o decorație ghirlandă, care e super cute. Nu știu dacă e una sau sunt mai multe. Nu știu dacă e o spirală sau mai multe. Ia să vedem. Nu, este o singură ghirlandă, are circa 3 metri, 3,7 metri. A costat 4 lei. Ia să vedem. Pun coroniță. Este prinsă aici. Da, după 1000 de ani de încercări să desfac această ghirlandă, am reușit cât de cât într-un final. Da, este așa și se desface. E o nebunie totală. Sper doar să nu o stric. Și la fel, tot pe perete o voi agăța. Ia, pot să-mi fac o coroniță. Da, o să-l țin picat până termin clipul. Aici mi-am luat un globuleț care e super cute. Îmi place culoarea asta foarte mult. Acesta a fost 4 lei. Dacă nu mă înșel. Da, 4 lei. Cam scump pentru un glob. Și da, e foarte fain. Erau și alte culori, dar eu l-am ales pe acesta. Erau pe argintiu, alb. Super cute. Pentru mine și pentru copilași. Oh. Ne-am luat seturi de spiriduș sau elf. Le-am luat pentru băiețelul meu, pentru Darius. Și pentru mine și sora mea ne-am luat breni, cerpi, ce-o fi. Au zurgălăi. Da, au zurgălăi, au clopoței. Din păcate, doar aceste două modele erau. Pentru că am vrut să le iau diferite, dar asta este. Eu cu sora mea vom fi reni și au și papioane. Mi s-au părut super cute și aceste coroniți și una a fost 8 lei. Și asta pentru Darius, la fel mi se pare super cute. N-are zurgălei, dar ia uitați ce frumos. Și papion verde, super drăguț. Da, din greșeală am luat două instalații. Inițial am vrut să renunț la una, dar am uitat să o scot din coș. Asta e o instalație. A costat 8 lei. Nu știu câte leduri are. Are 20 de leduri roșii. Pe aceasta cred că tot pe perete undeva o să o pun. Dar din păcate nu am baterii de care îmi trebuiesc. Trebuiesc ceva mai grosuțe decât am eu. Eu am multe baterii de astea subțiri, dar nu. Încă o instalație, aceasta chiar mi-a plăcut. Are 10 leduri. Și a costat tot 8 lei. La aceasta am nevoie tot de baterii ceva mai mărișoare. Dar sunt super faine, îmi place că are aceste steluțe. Super cute. Cred că sunt galbene, ca și culoare. Mi-am luat așa un set de modelat. Se poate folosi la mâncare, prăjituri, torturi, etc. Deși cred că trebuia să mai iau unul. Mie îmi plăcea foarte mult acum un timp să lucrez cu Fimo, cu plastilină polimerică, și îmi făceam singură accesorii. De exemplu, acest colț este făcut de mine de acum vreo 3 ani. Da, l-am modelat, l-am pictat, crăpături, etc. L-am pictat cu vopsea acrilică. Da, și le-am văzut și le-am luat. Acestea au costat 4 lei. Am luat o clămiță în formă de căciuliță de Crăciun. Mi s-a părut super, super cute. Și am zis că vreau să o am. O secundă să scot. Are așa o clămiță. Și o prind pe păr. Ajutorul Moș Crăciun. Bine că nu o să port acum. Aceasta a costat 5 lei. Dacă am fantomițe care se aprind. Mi-am luat și un omuleț de zăpadă care se aprinde. Ia să vedem. Din păcate are băgat butonul ăsta, mă chinui puțin să trag de el. Da, din păcate nu funcționează. Cred că trebuie să-i schimb bateria.
Dar e frumos și așa. Trebuia să aprindă mai multe culori. Acesta a costat 6 lei. N-ai. Păcat că nu am fost atentă la detaliul ăsta. V-am zis că a fost cu capul nori cât am fost în chic. Am mai luat așa un brăduleț. Foarte cute. A costat 4 lei. Cred că e porțelan sau marmură, habar n-am. Dar are un roz foarte drăguț. Si de fapt. Sora mea și-a ales o pereche de cerceluși. 4 lei. Sunt în formă de om de zăpadă. Inițial a vrut să-și ia o pereche în formă de cadou, dar a zis să-și ia pe ăștia, că sunt mai cute. Sunt foarte drăguți. Christmas-y. În păcate eu nu pot cercei ca am piersuri și flash. Am mai găsit aceste minunății. Le căutam de foarte mult timp și am ales 3 modele. Este acesta cu prăjiturică, cu Baby It's Cold Outside și așa cum de zăpadă. Era șculerit snow. Nu știu cum să le zic. Încălzitor de buzunar. Deci te încălzești cu ele. Ia să scoatem un. Ăsta este pentru mine. Îmi place albastru. Nu mai știu unde se apasă. Sunt interesante. A costat 4 lei una. Și ultimul lucru. Cât de îndemânat că am putut să fiu. Această minunăție de pahar. Care puneam o lumânare înăuntru să vedea și deșteapta de mine o scăpat și s-o spart. Păcat, acesta costase 6 leuți. Era și ultimul de acest model. Cred că o să-l dau eu cu ceva să nu stai copii. Nu știu, oricum e foarte cute înăuntru, asta mi-a plăcut foarte mult. Da, asta sunt eu cu capul nor non-stop. Astea au fost cele de la Kik. Trecem la cele de la Pepco. Da, deci am descoperit cum se încălzește acest atât. Trebuie să îndoi acest metal ca lichidul să se cristalizeze și este cald. Wow, oh my god, parcă e sari, zăpadă înăuntru. Doamne, cât... Mamă, ce cald e! Voi începe cu cele cumpărate de acum o săptămână jumate, două. Încep cu niște clopoței care mi-au fost foarte dragi. Este o ghirlandă de clopoței. Ia o secundă să-l desfac. Parcă sunt zurcălăi de la Ren. Ba, dar e super fain. Tot așa o pui undeva. Dar cred că în bradul să pun asta. Acești clopoței, cred că am zis, au costat 5 leuți. Am luat așa niște fundițe foarte cute. 3 la număr. Îmi place acest alb. Mulți clipici, foarte fain. Și are pe mijloc clopoței. Au fundițele. Deci e foarte fain. Acestea au costat 4 lei. E super, super drăguț. Tot aceeași culoare. Alb cu sclipici. Am luat aceste fundițe. Eu mai aveam multe de anul trecut, dar nu mai știu când le-am pus. Acesta a costat 3 lei. Și am luat această culoare, am luat și pe roșu cu sclipici. Pentru că sunt foarte cute. Și tot așa le voi prinde în brad, pe perdea, mă mai gândesc. Un set de globuri albe. Au costat 4 leuți, 6 globuri. Sunt din spumă, polistiren, nu știu, a râs super cute. Am luat acest scotch, sunt două modele. Este desfăcut pentru că l-am folosit săptămâna trecută, a trebuit să trimit un pachet și am folosit acest scotch. Îmi place foarte mult că poți folosi și aici, l-ai tăiat și gata. Au motive de Crăciun, vedeți, ca o lollipop și acesta. Interesant. Acesta a costat 4 lei. Eu mi-am luat niște păpucei așa, foarte drăguți, de dinozauri. Am dat 30 de lei pe ei. Sunt noi. I-am luat și surorii mele la fel. Sunt foarte călduroși. Wow. Și pentru Darius, copiii deja i-au purtat. I-am luat tot ceva de genul, dar așa. Tot de dinozauri, dar altă culoare, altă. Are și
textură, e foarte drăguț. Pe lui i-am dat 25. Dar știu că poate v-ați plictisit până acum, dar urmează cele de la Pepco cumpărate astăzi. Îmi place, v-am zis, îmi place foarte mult acest alb cu sclipici, așa că am mai luat două fundițe mari. Îmi pare rău că n-am mai luat una pentru că s-ar fi văzut frumos în brad, dar am timp, că mai este o lună până împodobim bradul. O lună și încă puțin. Aceste două au fost 5 lei. Super drăguțe. Iar clopoței, nu știu, nu pot să mă abțin când îi văd, când îi aud. Sunt albi. Au un motiv așa de fulgi, steluțe. Da, sora mea i-a luat. Au costat 6 leuți. Au ață de care îi poți prinde. Super fain. 3 globulețe transparente cu polistiren și cred că e vâsc. Nu știu ce au în ele. Fals, bineînțeles. Acestea au costat 8 lei, ceva mai mult. Dar sunt super cute. Din categoria globuri, un set de 4 care e super, super drăguț. Se vede frumos, n-am ce zice. Modele diferite. Acestea au fost 10 lei. Un set pentru împachetarea cadourilor. Super drăguț. Costa 7 lei. Are fundițe. Da, vedeți, fundițe are de legat. Aceasta nu știu ce este, un elastic, cred. Habar n-am. Trebuie să-l desfac să mă uit. Și taguri, am înțeles că se cheamă. Nu mai știu. Dar e foarte drăguț. Tot pentru cadouri. Am luat așa o panglică. Bine, nu neapărat cadouri. Cred că le pot pune oriunde. Îmi place că are multe culori. Super drăguț. 5 lei. Zăpadă artificială. Super fain. Pentru prima dată când cumpăr. Cred că e făcută din plastic. Din câte observ. Așa pare. Din plastic. Celofan topit, dar e foarte drăguț să pun la brad jos când îl împodobesc, ori găsesc eu. Acesta a costat 5 lei. Nu am putut să mă abțin și mi-am luat o grămadă chestii pe care nu știu ce o să fac cu ele. Sunt aceste bețe cu steluțe. Sunt 4 la număr, au costat 4 lei și sunt ornamente pe băț. Da, le poți pune, cred că oriunde. Un brioș. Un brioș, da. Deci steluțe roșii, steluțe aurii și grăduți verzi. Da. 4 lei una, acestea au costat 12 lei. Toate. Bun. Un clopoțel mare. Acesta a costat 4 lei. Argintiu, sclipicios. Nu știu unde o să-l agăți, dar mi-a plăcut foarte mult. De pus în brad, am luat aceste flori, crăciunițe cred că sunt, roșii cu sclipici. Sunt 3 la număr, au costat 8 lei și se prind așa. Pentru că îmi place foarte mult albastru, mi-am luat așa un set de mini globulețe albastre. Știu că o să pierd mult timp ca să așez, pun ața la fiecare glob. Are 24 de bucăți și a costat 5 leuți. O chestie foarte cute este această lumânare. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Pe roșu a costat 4 lei. Și un ornament foarte drăguț. Aceste 4 au costat 8 lei. Tot așa de agățat. Nu știu cum să le zic, sunt ca niște conuri, aici scrie pandantiv, 4 bucăți, nu o să-l porți la gât. Dar sunt ca niște conuri, nu știu cum, super cute. Strandafiri. Sau va da strandafiri, oare v-a avut dreptate sorme. Niște globulețe foarte drăguțe, sclipicioase, ce pot să zic. Eu nu am vrut să le cumpăr pentru că mi s-au părut scumpe, dar băiatul meu tot a insistat. Sunt 12 la număr. Sunt așa, în formă de diamant. Sunt drăguțe, n-am ce zice. 8 lei. 12 bucăți.
sunt interesante și da, le voi folosi. Am luat așa, încă nu știu ce este, aici scrie organza, sinceră să fiu, spre rușinea mea, nu știu ce înseamnă. Așa că este un iubit material. Material ceva, nu știu. Super drăguț. E cadou. A, să pui cadou, probabil, măi. Sau pui pe jos, sau pe masă, undeva, ce vrei să decorezi. Dar e foarte drăguț. Asta a costat 5 lei, dar nu știu ce lungime are. Dar nu știu ce lungime are. Dar e foarte cute. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-am luat și niște agățători pentru globuri, ca să le agăț mai ușor, pentru ornamente. Cârlige pentru globuri, da, așa se numesc. Acestea au costat 3 leuți. De data asta, pentru prima dată în viața mea, am cumpărat globuri fluffy. 3 lei, unul. Sunt roz și cu picățele aurii, dar sunt foarte cute. Am luat 2 stele și o inimioară. Sunt foarte cute. Am luat 3 pentru că noi suntem 3 și am să avem fiecare câte unul. Sora mea a zis că vrea inima. Inima este ei. Tot de pus în brad, cârligașe. Sunt acești fluturași. E foarte drăguț. Acestea au costat 8 lei. Sunt 4. Am zis eu bine că am luat 2. Mai eram sigur dacă am luat 2 sau nu. Acestea sunt de făcut fundițe pentru cadouașe. La fel, sunt super drăguțe, au costat 4 lei. Nu știu dacă le voi folosi, dar vreau să le am. Asta e furry, foarte cute. Îmi place că are sclipici pe margine. Din păcate, se cam ia. Și a costat tot 3 lei. Care mi-aduce aminte puțin de Harry Potter. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Este o mașină care ține un brad deasupra. E roșu așa. La geamuri are sclipici, de parcă ar fi geamurile înghețate. Super drăguț. Și bradul are și ornamente în el și suport. Acesta a costat 5 leuți. Deci super cute. Chiar îmi place. Mai am 3 chestiuțe, cred. 3. Băiatul meu a vrut o mașinuță că e nebunit după ele. 4. Flori albe, am luat și flori roșii, tot cu clopoței aici, în mijloc, tot 4 lei, super cute. Eu am mai avut, este un, nu știu cum să zic, bol de ceramică, eu am avut multe, multe de astea. Că are acest motiv cu fulgișor, este alb, aici pui o lumânare în spate, lumânare adevărată, îi dai foc și eu de obicei puneam ulei, cum zic, de lavandă sau alt tip de ulei cu puțină apă și în momentul în care se înferbânta, se evapora și ieșea o aromă foarte faină. Aici văd că mi-a dat câteva chestiuțe, așa, cred că trebuie să le pun aici și să topesc. E ciudat că miroase a vin. Și aici, nu, miroase a vin. Aici spune că este cu wild berry, era și cu vanilie, dar nu știu de ce l-am ales pe acesta. A costat 15 lei. Parcă așa era. Nu, 10 lei. Și da, dau foc aici. Băi, sper să nu miroase toată casa vin acum. Pe acestea din Pepco am dat 158 de lei. Pe cele din Kik am dat 130 și ceva. Deci aproape 300 de lei. Da, dragilor, cam atât și cu acest mega haul de Crăciun. Bine, dragilor, cam atât și cu acest episod. Eu sunt Oana. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. V-am pupat!